Proiectul Apolinia este un proiect cu finanțare europeană care are ca scop integrarea în societatea europeană a persoanelor defavorizate și a persoanelor cu dizabilități. Astăzi, la sediul primăriei municipiului Făgăraș, are loc cea de-a treia întâlnire în cadrul proiectului de finanțare europeană Papilon. În acest proiect sunt implicate 4 țări cu 5 parteneri. Astăzi am constatat că avem cel mai mare grup din toate întâlnirile. La Făgăraș sunt 27 de participanți, 17 din Italia, 3 din Polonia și 6 din Turcia. Este un proiect de finanțare, se referă la integrarea oamenilor prin artă, în special oamenilor cu dizabilități prin artă, dar totodată scopul este de a reuni mai multe țări, să vorbească într-un consens. Proiectul va fi finalizat în luna iunie a acestui an la Florența, în Italia, unde se va realiza un spectacol de teatru dedicat muncii investite în acest proiect. Il progetto è stata l'occasione per avvicinare tante persone che normalmente non frequentano musei, biblioteche o hanno problemi di disabilità e non possono viaggiare facilmente. Care în normal nu reușesc să frecventeze muzee, biblioteci sau au probleme legate de a călători. E si sono create relazioni nuove tra persone che nei vari paesi lavorano su questi problemi. E in particolare anche per quanto riguarda l'avviamento al lavoro di persone svantaggiate. In modo speciale in ciò che riguarda sprijinirea în găsirea unui loc de muncă a acestor persoane dezavantajate. Așadar, acest proiect de finanțare europeană are ca scop reunirea mai multor țări care să comunice într-un consens pentru a ajuta cât mai mulți oameni defavorizați pentru a se integra în societatea europeană prin artă.